Salutare lume și bine m-am găsit la un episod din seria noastră de Robocraft. Ok, m-ați întrebat destul de mulți cum mă cheamă pe joc. Păi uitați-vă aici, Fresh Lemon 1, cu fumare și cu lumare, totul legat. Ați vrut să-mi dați unii cerere de pe tine și nu știu cum mă cheamă. Uitați aici, dau un zoom ca să vedeți, Fresh Lemon 1, ok. Deci vedeți cum mă cheamă, puteți să-mi dați cerere, am destul de mulți prieteni. Uitați-vă aici, doi sunt online momentan, restul sunt offline. Și da, hai să jucăm primul meci de astăzi. Am început să construiesc un nou robot, să vi-l arat aici. Nu, ăsta este, pardon. Aici. Are momentan 4 roz de tire 10 și niște cumbo de tire 8. Dar mai un pic și-l fac ca tire 9. Mă, nu. Tire 9? Da, tire 9. Încă puțin și-l fac la tire 9. Vreau să ajung că e la tier 10, deci va fi ceva gen cu 8 roți și vreo 6 arme din acelea plasma de tier 10, radar din ăla OP, cam toate chestiile la maxim și îl voi face de tier 10, adică voi încerca foarte mult să fac de tier 10. Mai am de lucrat destul de mult la el. O roată din aceea costă 74.000, dacă nu mă înșel, de RP-uri din acelea, sau repuri, cum zic eu. Da, am luat 4 roți, m-au costat 20.000. Cubul m-a costat cele vreo 400.000, care le-am luat acolo, dar ce costă 3600 un cub și am acolo vreo 80-90 de cuburi, nu mai țin minte exact câte am. Ce mai am acolo? Și da, cam atât am deocamdată, n-am foarte multe. Dar am aproape tier 9 doar din cuburi și 4 roți. Deci, cumpărând încă 4 roți, voi ajunge undeva în tier 9 și un sfert. Cu acele 6 plasma launcher de tier 10, aproape la tier 10, plus cuburile. Ce mai am acolo? Stai, deci mai pun radarul ăla, chestia aia care mă face indetectabil, plus încă chestia aia care vede cam tot ce e pe mapă, mai pun acolo niște, nu știu zic, propulsoare din acelea, în caz că nu ajung la tier 10, fac repede puncte și o să le scot alea, că împiedică robotul, să zic eu. Dar o să mă străduiesc maxim 2 săptămâni să ajung acolo. Acum nu prea pot să mă joc eu foarte mult, deoarece luni am simulările și vreau să învăț puțin. Puțin acolo, măcar 2-3 ore să citesc și eu ceva. Deoarece am o profesoară puțin cam severă cu noi și ea ține foarte mult la reputația ei. Și nu vreau să... Mamă, ce tare seama, despre sunt să audă foarte tare în video, hai să vorbesc și eu mai tare acum. Ideea e că ține foarte mult la reputația ei și nu vreau să luăm note mici, deoarece am cam belit-o, să zicem, atunci. Mă, este un puțin mai urât acum și eu. Mă, dar vreau să dau cineva, că altfel, geaba că știi tura asta, că nu iau puncte. Nu știu, e cam ciudat, ne-am ocolit echipele, să nu știu ce-am făcut aici. Dar stai că echipa cealaltă are membri mai puțin ok. Dar și nu o să câștigăm absolut niciun ripple. Because. Hai să-l nimeresc pe ăla. Atât! Mamă, i-a luat jumătate de viață. Mamă, ce epic a fost chestia. Nu s-a încărcat destul de repede. Fucking shit. Ok, se pare că o să iau și eu ceva RP-uri. Hai să-l omor și pe ăsta. Sper că pot să-l omor. Ea nu contează, am dat niște damage. Mă, dacă nu am damage-ul, dar poate că și mai multe RP-uri, dar nu contează. Mă, a fost un match, ok. Adică este al treilea match pe care îl joc pe ziua de azi, fără să filmez, mă refer. Am jucat așa două de probă. Mă, am vreo 10.000, uite, 11.000. Mă, dacă aveam premium, acum puteam să fac... Cred că dacă jucam mâine, mă refer, sâmbătă și învățam duminica sau... Dacă am așa, puteam să fac tier 10, dar nu contează. Nu mă grăbesc, sincer.
Bine, poate voi ați vrea să mă vedeți la Tier 10 sau să vedeți cum e un robot la Tier 10 sau mergi de Tier 10, dar din păcate încă nu sunt la stadiul acela. Poate dacă vreți să mărim, să grăbim procesul, să dați acolo o mică donație prin Paysafe, nu mă supăr. Și aș cumpăra o săptămână premium și aș putea să fac până vinerea viitoare liniștit Tier 10. Asta dacă există vreun fan obsedat printre voi. De fapt nu e chiar obsedat, un fan care să mă susțină și financiar, dar nu prea cred că există așa ceva încă la mine. Am primit niște cadouri de la voi în decursul acestor luni de când am deschis acest nou canal. Dar nu pot să zic că e bine. Nu știu de ce mă aștept la cadouri foarte mari, deoarece totuși am așa mulți subscriber și da, oh yeah, în rectul, dar am primit și eu puțin rectul. Cel mai mult am primit și eu apreciez foarte mult chestia aia. Mamă, noi avem medic? Da, avem, da. Uite, avem doi chiar. Hai mă, dă viață! Ce naiba face asta, mă? Bă, eu te aștept aici, primesc damage și tu ce faci? Ăla-i noob, să-mi bag piciorul. Ai de capul meu, cum să fie așa noob, frate? Ăla știe să joace, frate. Mamă, ce noob să-mi bag piciorul. Cum naiba să fie așa de prost? Stai pe lângă cineva care are viața scăzută. Mamă, ce... Nici ăla nu... Da, și normal că o să mă las aici să mor. Deci așa e bine să faci cu ai tăi colegi. Și deja m-au ochit acolo. Doamne, bine că s-a trezit ăsta. Ok, o rată. Da, normal! Normal! Normal că atunci te trezești și tu când eu mai am 20% viață și nu mai pot să mă duc. Și normal că vine fraierul ăsta și dă cu sniperul în măsa. Da, mă scuzați că am înjurat sau am folosit cuvinte mai urâte, să zicem, dar... Mamă... Cum să fie așa cu echiperi, frate? Stai acolo naibii AFK 2-3 minute și echipa să zice dracu. Da. Nice. Frumoasă echipă. Abia aștept să ajung la Tier 10 unde o să fie oameni serioși. Deci la Tier 9 sunt oameni ok. Doar că nu știu, echipa asta a fost cam dezorganizată. Adică 2 au luat-o prin stânga, 3 prin dreapta, 2 au fost snubi, adică ăla a fost AFK în bază, celălalt a trecut pe lângă mine, nu mi-a dat viață, n-a dat nimănui viață, ne-am cam prăștia și erau acolo vreo 6-7 în grupa asta, normal că ne-au bătut, adică sigur i-au bătut pe ei, adică na, pana mea. Dacă am dădea la viață, puteam să sparg destul de mulți, gen să bat destul de mulți, dar numai nu, avem doar un medic, cam nașpa. Bun, încă sunt răcit, dar nu mai trufesc așa mult, nasul nu mai curge, chiar cum îmi curgea la început. Deci dau semne de vindecare. Nu știu, cred că o să am niște emoții la examen, adică la simularea de bacalaureat. Și dacă mă întrebați în clasa 11-a, deci mai am timp până la anul să învăț. E, a trebuit să mă pus să învăț de pe acum, să nu fiu stresat până la anul, dar... Da, hai să vedem. Este totuși o simulare, nu se trec notele. Doar că v-am zis, profa aceea ține foarte mult la numele ei, adică, nu știu, ceva gen, dacă o să iei cineva o notă mică, o să se facă de râs în rândul profesorilor și pe ea ne eruiază foarte mult și o să... Stai. Mani, fuck. Unde a plecat medicul? Medic, unde ești? Nu mai că l-a lăsat în jos, normal. Dar se putea altfel. Bun, ai chem. O, dar are foarte multă viață tipul ăsta. Hai, îi dăm ultimata. Ultimata, eu vreau. Tăt! Ia, l-a plecat. Cred că se întoarce. Fuck. Hai să mă retrag și eu puțin.
Dar ce naiba face medicul ăsta? Ba, mă, că se duce jos. Și o să primească damage, o să... Gocet echipa. Și eu ca prost m-am aruncat jos. Eu mă sunt expus. Și aia vin pe pod. Și eu mi-au damage. Da. Ok, a început meciul bine, dar văd că sfârșească, pardon, cam prost. Hai așa. Hai medic. Dă și mie viață. Hai că sare aproape viață, full, dă și mie. Dă și mie viață. Nu mai văd nimic acum. Da, cam ciudată și ne capturează baza, dar nu stăm aici frumos. Hai mă frate, să ne punem cu ăla. Ce naiba? 1 contra 4, nu-l bătem? Nu-l batem, ce pare? Hai, te ocupă-te de ăla și mă duc spre bază cu al meu amic medic. Bun. Mă, ăștia au gărcat deja 3 puncte aproape. Hai că se ocupă ăla. Normal că mă sună cineva acum. Da, probabil e taică meu. Dar n-am timp acum. În fine. Avem și noi un kill. Da, normal că se bagă în fața mea. Oh, Team Victory. O să-i răspund. Mai jucăm un meci, o să îl sun eu după. Da, hai să... Ok. M-au luat ceva puncte. Mamă, dacă aveam premium, de ce nu am premium? Da, stai să pun puțin pauză, dar ce vreau să se nerveze dacă nu-i răspund. Ok, frații mei, am revenit. Mă spuneam să stai că mi-am legătură cu o chestie, bine, nu pot să vă spun eu vouă. Și da, hai să jucăm ultimul meci pe ziua de astăzi, de fapt pe episodul de astăzi. Probabil voi juca astăzi niște meciuri cu niște fani. Dacă vreți să jucați și voi Robocraft cu mine, puteți să scrieți pe Skype. Dar să aveți totuși roboți pe decât, adică... Unul a vrut să joace și avea doar Tier 2, frate. Nu fac eu trubo de Tier 2 doar ca să joc cu tine, adică da, pana mea. Faceți-vă și voi măcar acolo Tier 6, hai zicem, accept minim 5. Deci, dacă aveți sub 5, să-mi bag piciul. Deci nu mai pot să țintesc, mă, frate. Atât, doamne. Deci, nu, așa bine ținteam elicoptoarele, nu să zic. Fucking mouse. Ia-mi aș piciorul. Ia-mi aș piciorul. Ia-mi iau damage, what the fuck is this? Ok. Da, normal. Nu știu, uneori mi-a luat așa mâna pe mouse. Wow! Mamă, ce tare a fost castetă. Ok, se pare că cineva n-are ce face cu viața lui. Atât! Hai că la nu mai pot să lupte. Schimb asta poate de aici. Ok, și asta e cam gata acum. Hai să mergem să-l terminăm. Mă, a fost un episod chiar ok. Mi-a plăcut cum am jucat. Mă, dar nu-mi place că trage foarte repede. Hai medic, I need heal. Oh, șmecher. Dar tot am nevoie de viață. Medic. Bine că-i dai viață lui ăla care n-a făcut aproape nimic, frate. Sau... Da, n-a făcut aproape nimic, pare. Ai văzut, animei helicopterul. La de mir la loc groază, șmecherie, bă, și pe ianjinul ăla l-am prins acolo, frumos. Ok, hai că aștept să-mi dea viață. Bă, cine-i bare să-mi ia lui Moș Crăciun? Ce dat. Probabil vom câștiga eliminându-i pe toți. Bun. M-am dat și foarte mult robotul ăsta cum a construit, nu știu, așa e optimizat destul de ok. Bă, l-a primit viață? Sau e altul, oare? Ca primit viață. Da. Nu știu, mie îmi place foarte mult cum l-am făcut. Adică ați văzut. Și dacă... Nu știu, gen... Îi pierd jumate.
din totalul cuburilor, încă poate să se deplaseze, poate să atace încă. Acolo m-am enervat puțin când a fost tipul ăla de a stat feca medicul ăla. M-a enervat foarte mult aspectul ăla, dar în rest zic eu că a fost un episod destul de reușit. Se pare că mai este doar un player. Ok, am văzut aici niște... Uite, dar m-au venit alea. Uite-l aici. Uite-l în aer, mai bine. Hai să fac ceva nebunesc. Da. Normal că el se duce jos. Bun, probabil se ocupă cu echiperii mei de el. Dar dacă nu, hai să mergem și noi înspre acel inamic care a mai rămas. Bârâm, bârâm. Ok, se pare că zboară pe aici. Aici mai cred să cade aici, lângă noi. O, să se ocupe aia de el. Sau dacă nu, o să am plăcerea să-l omor eu. Nu, mă, nu furați skill-ul. Nu, te rog. Acum-i de ultima ta. Ce v-am zis? Ultima ta, pau! Bă, a câștigat 3 din 4. Îmi place foarte mult. Deci, da! Rank battle, cică. Mamă, iar 17.000. De ce n-am premium? De ce? De ce sunt blestemat? Oh! Puncte, 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 puncte! Movement! Movement, ce să mai cumpărăm? Astea. Astea. Și cobori? Mai putem cumpăra? Cubu? Un singur cub! Yay! Ok, asta a fost ciudat. Și mergem la viitorul nostru robot. Nu știu dacă vi l-am arătat, cred că vi l-am arătat. Dar asta este viitorul robot care va fi de tier 10. Mie nu știu, da. Adică ar fi cam imposibil să nu-l fi arătat, deoarece am vorbit cam asta tot episodul. Stați acolo, tier 9. Oh, yeah! Și mai... O să-i cumpăr încă 3 roți. Deci mergem la 9 tier și un la tier 9, ci ca la 9 tier. What the fuck is this? Hai să dăm așa o tură la troll cu el. Trollăm așa un pic colegii. Ok. Eu n-am nicio armă și mirată nu știu ce înseamnă chestia aia. Probabil ăla e în semnul roboților care n-am nicio armă. Probabil, nu știu. Hai să jucăm așa la troll, ultim match. Mă, uitați, ce șmecher e, frate. Deci mă, ăsta rupe tot, băi, frate. Cum să uită la noi? Sau neapărat la noi. Noi sunt restul playerilor. Oh, suntem mai împrăștiați. Uite, acolo e grupul mare. Ar fi culmea să câștigă meciul ăsta. Mă, se mișcă destul de ok. Mă, uite o problemă. Aha. Am descoperit o problemă. What? Mamă, ce glitch-ul. Da, m-a răsturnat. Mersi! Mersi că m-ai răsturnat. Oh, lol, am chestia asta cu întoarcerea. Stai, parcă am auzit, ai văzut? What? Nebunesc? Auzi sunet, sau ce n-ai văzut? Bă, va trebui să-i pun și în spate niște roți din astea care iau curba. Nu știu, să văd dacă merg așa mai bine. Adică ia destul de ușor curbele, dar totuși parcă, nu știu. Ce are asta, mă, cu mine? Vrea să mă răstoarne sau ce pare. Hai să mergem, tati. Mamă, ce troll e robotul, o să se îmbac pe ceva. Vrea să-i pun și vreo două arme măcar acolo în față. Deci cam așa arată robotul, va trebui să-mi pun acolo o roată în spate, pe partea stângă. Și încă două pe partea dreaptă. Arme vor fi cam 6 și rest cam așa va arăta. Mie place cum merge. Frate, aveam deja tier 9 și ceva doar cu robotul ăsta, deci e foarte OP. Mamă, ce glitch-uite. S-a denivelat și așa se văd roțile. Probabil. Dacă câștigăm meciul ăsta, eu mă apiciorul, deci va fi cel mai
OPM și care a câștigat vreodată. Gen, n-a făcut nimic, care a plimbat doar. Bine, am mai avut o dată așa. Am stat AFK tot pentru și am câștigat. Și am luat token-uri. Bine, nașpa că am pierdut, că a fost ceva gen primul match pe ziua de pe ziua aia și na. Iuhuu. Mă mai pot să fac așa ca și pu. Deoarece, cum îi zice, s-a răgușit încă sub bolnav. Uite asta care m-a răsturnat. Bă, nu. Nu asta m-a răsturnat. Scrie mea XD. Make something so... Ah, ce voce am să-mi bag piciorul. Ei, și general am voce, dar acum e clar de tot. Mamă, ce troll e meciul ăsta să-mi bag piciorul. Cum n-ai să câștigăm așa? Adică eu n-am nicio armă pe robot. Și robotul nici pe jumătate nu e gata încă. Și eu câștig pe el. Mie îmi convine, sincer. Păcat că nu am dat damage. Dar în rest e ok. Yay! Prima victorie cu robotul acesta. Ta-ra-ra-ra-ra. Ok, hai că am făcut ciudat. Să-și cam îndemui să-mi bag piciorul. Și să vedem. La 5.000 de puncte fără să dăm damage. Ok. Îmi convine, fraților. A, uite că am făcut niște token-uri. Pe ce să le folosim? Uite, am putea să deblocăm astea. Și GG. Oh, câtă garca astea, mamă. Și am putea să pun 4 din astea la colțuri. Mamă, deci sigur fac tier 10. Deci dacă m-aș pune weekendul ăsta, deci azi, deci astăzi vreau să cumpăr încă 3 roți pentru acest robot. Și probabil mâine voi învăța ca să iau și o notă mai mare. Atunci duminică mă voi pune și voi termina gen toate cubule din robot să le am. Și da, probabil până vineri o să reușesc, eu așa mă ambiționez, frate, și joc în fiecare zi o oră, două și reușesc să termine, să terminez, what the fuck, reușesc să termin. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați de like, comment, subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!